Gulag, fiindcă mi se pare că trebuie să revenim la clasici din când în când și această carte care a schimbat secolul 20 te introduce în universul concentrațional și mi-este foarte greu să nu văd paralele între mentalitatea, între tiparul de gândire pe care îl reprezintă Liviu Dragnea și ceea ce a dominat toată Europa de Est în ultimii 70 de ani. Diavolul a vorbit rusește, spunea Andrei Pleșu. E bine, Crâșmarul din Giuvărești și, aș zice, Covrigarul din Istanbul, adică Erdogan și cu Dragnea, au ceva în comun. Au în comun această fascinație pentru autoritarism și dorința de a controla aproape în dimensiunea micronică a vieții publice tot ce se mișcă, tot ce mișcă, tot ce se întâmplă. În Turcia, domnule Rareș Bogdan, sunt 68 de jurnaliști întemnițați la această oră. În China sunt tot cam atâția. În Egipt 25, în Arabia Saudită 16, numărul poate fi impresionant dacă te duci în țări iliberale. Mă întreb dacă România va fi pe placul domnului Dragnea abia atunci când va ajunge să aibă jurnaliști arestați, luați de pe stradă. De altfel, înainte mergătorul său, Adrian Năstase, a făcut asta și sigur că sindromul Stockholm... Mihai, cum să lăsăm să ajungem aici? S-a activat în mintea unor oameni care, după ce au fost luați de pe stradă, au pactizat cu adversarul. Vreau să spun că nu trebuie să ajungem acolo, domnule Mărieș, dar de-aia suntem aici și credem cu toții că dacă pluralismul definește o democrație și poate nu întotdeauna suntem de acord unii cu ceilalți aici în platou, fundamental este să ne respectăm, mai ales dreptul, libertatea constitutivă la expresie. Libertatea e ceva sacrosanct, libertatea e ceva sfânt, de care n-ar trebui să se atingă absolut nimeni. Dar partidul stat, fiindcă ăsta este modelul în mintea lui Dragnea, da? Un partid care controlează, repet, elementele micronice ale vieții sociale. Da? În 1989, în orașul Sibiu, mai erau 4 străzi unde securitatea încă nu controla tot ce mișca. El, Dragnea, prin toate structurile de putere, prin acest aparat de stat administrativ și birocratic, caută să intimideze ca pe o imensă, cum să spun, tarla, da? Din câmpia română, psihologia omului obișnuit. De aceea, în opoziție cu această dinastie și tiranie a proștilor, trebuie să creștem România deșteaptă, trebuie să dezvoltăm simțul acesta al curajului, activismului civic, al reprezentării și al rezistenței morale și spirituale față de abuz. Cred că putem face asta într-un asemenea an și cred că trebuie să avem îndrăzneala să opunem rândașului, argatului, servitorului, toboșarului, da? Această tipologie a servilității, să opunem omul vertical. Omul care stă drept și care nu primește comenzi. Nu ne naștem în poziție de drept. Era o piesă frumoasă din anii 90, cred că Promuzica a compus-o. În orice caz, această atitudine de verticalitate trebuie asumată la nivel civic și eu cred că, apropo de lecția est-europeană, nu? Václav Havel dădea exemplu unui simplu om care refuză să pună pancarta partidului în fața chioșcului său. Era Zar Zavagiu care refuza, da, să se alinieze. Eu spun tuturor celor care ascultă astăzi, dacă lucrați într-o instituție publică, fie ea, știu și eu, o instituție deconcentrată, fie un, știu și eu, o instituție educațională, un inspectorat școlar, la asta mă gândeam, nu acceptați să fiți călăriți, stați drept și fiți verticali. Dar ne întoarcem după